Eu cred că profesorul George Georgescu merită nu să-i facem odată la un an, la 7 ani, o prezentare, ci trebuie să-l avem în suflet zi de zi. Lăs deoparte faptul că profesorul Georgescu a fost unul dintre cei mai mari specialiști în domeniul său, că a fost creator de școală și că a fost un pionier în introducerea diferitelor tehnologii și diferitelor manopere medicale. Mai important decât acest lucru este că a fost un om implicat. A fost un om care s-a gândit la interesul celor care pot să sufere și care o bună parte din viață și-a sacrificat-o tocmai pentru a construi o instituție în interesul bolnavilor. Numai cei care nu au cunoștințe, numai cei care n-au fost în mezul acelor vremuri, nu știu cât efort a depus pentru a înființa un institut de cardiologie în Iași. Numai aceia nu știu câte obstacole a avut, numai aceia nu știu cum s-a bătut cu invidia, incompetența și poate că acest lucru l-a marcat încât o viață pe care noi doream să fie cât mai lungă s-a oprit la un moment dat, paradoxal, tocmai de o boală pe care el a tratat-o, tocmai de o boală pe care el a îndepărtat-o și a dat viață la mii și mii de pacienți. Încât noi trebuie să-i aducem zi de zi un omagiu, să nu-l uităm, pentru că atunci când uităm, înseamnă că nu mai putem să creăm nimica. Profesorul Georgescu rămâne viu în continuare prin opera sa, prin efortul său, prin devotament și prin sacrificiul pe care l-a făcut. Dumnezeu să-l odihnească!